Cele mai frumoase experiențe le trăim alături de cei dragi. După toate discursurile foarte impresionante din seara aceasta, care dintre voi își aduce aminte acum de cea mai plăcută experiență pe care a primit-o? Și cine vrea să ne spună și nouă? Super! Când am văzut Marea prima dată, a fost un cadou. Mulțumim! În vară am fost și eu în Marea Britanie, în UK, la prietena mea cea mai bună, la Alina. Am locuit într-un oraș pitoresc și m-am simțit ca la mare. Eu lucrez în domeniul IT, după cum ați aflat, și pe lângă ce se mai aude pe acolo, team building-uri, masaj, nu mai știu ce alte beneficii SF, mai auzim și noi, mai este și partea cealaltă a paharului. Practic, e o meserie mai stresantă câteodată, cam tot timpul este de muncă, nu știu niciodată când iese ceva, când nu iese ceva, ca și în orice domeniu creativ. Și, practic, zilele mele, majoritatea lor, erau trezit dimineața, n-auzi ceasul rapid, fugi la ședința de dimineață, apoi scrie nu știu ce cod pentru nu știu ce deadline și tot așa. Era cam toată ziua un slalom între ședințe, cod, întâlnește cu nu știu cine și asta dura poate până la finalul zilei. Și atunci, cumva, viața așa trece un pic pe lângă. Ultimii ani nu i-ai simțit. Toate astea au fost până într-o zi, când prietena mea m-a sunat și m-a întrebat: nu vrei să vii la o plimbare în orășelul vecin? În mintea mea, ok, orășelul vecin, e departe, oare îmi termin task-urile, oare o să plouă fiind în UK, oare, nu știu, pierd trenul, eu mai sunt întârziere câteodată. Și cumva am ezitat să-i dau un răspuns din prima, da, ca și în zilele mele bune. Dar totuși, până la urmă, am reușit să termin task-urile și să ajung în orășelul vecin, la undeva la 8 km. Acum, în Anglia sunt foarte multe orășele din astea mai pitorești și sunt multe cărări pe marginea apei dintr-un oraș în altul. Așa că următoarele ore, pentru mine, au fost un peisaj de poveste. Am pornit dintr-un parc în care erau lebede netăiate. Ne-am plimbat pe malul apei, mai apărea câte o bărbuță, unele bărbuțe erau cu locatari și tot așa, după cum ați observat și în slide-urile anterioare, cele 8 ore au trecut pe nesimțite. Noi povesteam în cele 8 km în 8 ore. Am povestit de lucruri de servici, poate de-aia m-am gândit la 8 ore, dar în final am ajuns pe traseu să povestim și de planuri de viitor, de concedii, unde să mai mergem, tot soiul de drumuri din astea faine. Pentru mine, această plimbare a fost o experiență de neuitat. Practic, mi-am dat seama că există și alte lucruri în afară de ecranul meu de laptop sau, nu știu, cubulețul meu de la serviciu. Practic, acesta a fost un cadou care mi-a dat o experiență deosebită. Am avut o perspectivă nouă asupra vieții. În orice loc putem să facem un spațiu de evadat din rutina zilnică. Nu trebuie să fie ok și în Cluj se poate face foarte bine. Și ce am realizat cu asta? Ca să creăm o experiență de succes, v-aș recomanda să folosiți trei pași simpli. În primul rând, ar trebui să determinăm ce experiență am vrea să facem cadou și cum putem face acest lucru. Analizând, observând persoanele dragi cărora vrem să le oferim acest lucru. Practic, limbajul lor, verbal și non-verbal, ne spune despre ce avem noi nevoie. După ce ne-am gândit, ok, ce s-ar potrivi ca și cadou, urmează pasul numărul 2, să validăm experiența. Asta trebuie să facem într-un mod indirect, să testăm reacția, pentru că atunci când oferim o experiență, n-am vrea să ne trezim, nu știu, cu o tigaie în cap sau
ceva apelative de nume de animale sau orice altă față dezamăgită. Vi s-a mai întâmplat cumva să, să primiți și experiențe care parcă nu vă erau destinate vouă? Așa, e destul de comun. Așa că dacă nu trece pasul numărul 2 cu validarea, ne întoarcem înapoi la pasul numărul 1 și gândim altceva. În final, dacă totul e ok, ajungem la pasul numărul 3, să punem în practică. Atunci determinăm când vrem să aibă loc experiența, așa, ca la o ședință, cu cine să fie, în ce context, ne alegem cuvintele pe care vrem să le spunem sau starea de spirit. Dacă vrem, nu știu, o cerere în căsătorie, ar trebui să o planificăm din timp și să nu fie ceva care n-am vrea după aia să ne gândim cu jale la această experiență. Foarte bine că în seara asta au fost exemple plăcute. Practic, când punem în practică, ne gândim, ok, experiența va lăsa o amintire și noi vrem o amintire plăcută. Chiar și studiile ne arată că dăruitul de experiențe determină persoanele să relaționeze mult mai bine cu semenii lor, să fie mai recunoscătoare și să devină mai altruiste. Adică nu numai la ele se vor gândi. Acest lucru pe termen lung face ca oamenii să se simtă mai bine, să fie mai fericiți, cum e desiderat-o și prezentat anterior. Atunci, ca să putem face acest lucru, vă readuc aminte de cei 3 pași. Practic, determinăm ce experiență am vrea să facem cadou. O validăm înainte, să nu fie neplăcută, și apoi o punem în practică, planificăm și ne gândim cum am vrea să iasă cel mai bine. Voi, ce experiențe veți dărui de Crăciunul acesta? V-ați gândit? Okay. Mulțumesc!